Ei, da, salutare și bun găsit, dragii mei și dragile mele. În acest material vă voi arăta cum tunerul R820D se va suprasatura când purtătoarele învecinate sunt de putere. Pentru început am purtătoarea radio Schumann de 87,6 MHz și purtătoarea input, da? Care este în blanc. Da? Bun. Ca să fac suprasaturarea, trebuie să înaintez în frecvență. Deci vedem purtătoarea de la impuls. Și realitatea FM peste radio Schumann. Avem radiozul. Ia uitați-l. Bun. Acum vă arăt cum lucrează AGC-ul, da? Ca să pot să depistez cum lucrează AGC-ul, voi face o măsurătoare în momentul de față, da? Deci vârful frecvenței este până la minus 15 decibel, da? La 87,6. Elimin. Deci asta e impulsul, da? Deci elimin impulsul, care e maxim, da? Bun. Îl eliminăm. Ia uitați-vă la Schumann cât e. Ia uitați-vă vârful unde stă. Ia uitați-vă. Asta e așa că nu-i are RDS-ul. Are un bug. Când schimbi posturile are un bug. Că nu vrea noia din prima RDS-ul. Hai să-i mai fac o stingere. Haide, ca la fugat. Uitați. Deci uitați o purtătoare de radio Schumann care este aproape de maxim. Da? Acum vă voi arăta cum lucrează amplificarea, da? Deci amplificarea pentru a rezulta radio Schumannul acesta. Da? Ați un pic să mă pun pe partea aceasta. Este de cât este aici? De 28 de decibel, da? Ia uitați-vă acum. La 32 de decibel. Ia uitați-vă unde este. Cu mare atenție ne uităm pe grafic, da? Deci vârful este la maxim. Deci acum voi scădea amplificarea. Deci uitați, cu 40 de decibeli intră în overload, iar Schumannul rămâne fără pârituri. Deci refuzul ar fi de 36,4 decibeli. Deci asta e purtătoarea de radio Schumann văzută pe CD. Uitați zgomotul de la switch-uri, de la calculatoare, de la toate sursele de zgomot care sunt prin prejurul casei. Deci vedem bulgarii la o intensitate foarte ridicată. Bun. Hai să mai vedem niște bulgari. Eu vreau să văd niște bulgari acum. Ia. Scădem deviația și mergem 102. Thank you.
un overload 25,4. Deci ce avem aici, avem orizont de pe vene. Deci 2087,6. Decibel, deci suportă 29,7. Până în plaja Pro FM-ului. Da? Și cu asta am pus punct acestui film. În ultimul rând să vă mulțumesc pentru atenția acordată și vreau să vă spun că Radio Schumann se prinde pe antenă DIP 11 maxim, cum se vede.